După ce ne-am plimbat prin sfere înalte, dragii mei, și am discutat cu îndrăgita soprană Diana Bucur despre cultură, despre artă, e momentul să revenim cu picioarele pe pământ, sau mai exact, să revenim cu picioarele într-o groapă. Pentru că aici ne aflăm, e a doua oră când filmez, nu de alta, dar am primit un răspuns de la primărie foarte interesant legat de banii care s-au alocat și care s-au cheltuit pentru paza acestui obiectiv senzațional din municipiul Bacău, și mă refer aici la șantier, de asta râd, la șantierul de la sala polivalentă. Noi acum încercăm să căutăm paznicii, da? Pentru că ideea este, și o să vă citesc acum, s-au alocat așa din 2013 încoace, de pe 1-7 până pe 31-12-2013, 86.108 lei. De la 1-1-2014 până pe 31-12-2014, 133.518 lei. Și de la 1-1 până în aprilie anul acesta, adică 2015, 31.498 lei. Toate prețurile au TVA și ne spune primăria că banii ăștia vor fi recuperați din taxa de garanție pe care au depus-o cei care, firma care trebuia să construiască aici, și anume firma din Polonia. Acum stau și mă întreb dacă firma din Polonia a dat faliment, da? Cine plătește taxa de garanție? Care taxă de garanție? Doar dacă a fost deja depusă, bănuiesc, despre asta e vorba, a fost deja depusă în conturile primăriei și de acolo se plătesc aceste servicii. Oricum, serviciile ar trebui să fie bune, nu? Adică păzești ceva. Întrebarea este, ce plătești? Pentru că, uitați-vă și dumneavoastră, hai, Marius, să căutăm paznicul. Poate îl întrebăm pe paznic care e programul. Și și încă ceva, nu știm exact care firmă e cea care păzește, pentru că nu mi-au răspuns la întrebarea asta pe legea 544. Bănuiesc că aici ar fi trebuit să fie, nu știu, parcarea, mă gândesc. Dacă sala polivalentă e acolo, aici în mod normal ar trebui să fie parcarea. Hai să mai vedem, poate găsim totuși niște paznici. Ideea este că dacă nu-i găsim, bănuiesc că locația a fost aleasă în mod special aici, pentru că alături este penitenciarul și ăla este bine păzit. Și atunci cei care păzesc, gardienii care păzesc deținuții, aruncă un ochi și la groapa, la sala polivalentă, îmi cer scuze, ca să nu se fure, nu-mi dau seama ce. Dar oricum, ca să revin la ceea ce v-am spus într-o emisiune anterioară când am filmat aici, s-au dat 9 milioane de lei. Anul acesta s-au alocat 9 milioane de lei pentru, cum spuneau cei de la Consiliul Local și de la Executivă Primărie, pentru conservarea lucrărilor deja existente. Acum, da, nu știu, poate conservă, ăia sunt maci? Ăia cu roșu? Zic că asta ar putea fi simbolul. Da, uite, sunt maci. Ar putea fi simbolul sălii polivalente. Da, foarte fain. Mai mergem, mai căutăm. Știu că tura trecută m-a lădrat un câine, poate el se ocupă cu paza. O fi angajat sau detașat special de pe străzile Bacăului sau din adăpostul de câini, direct aici la sala polivalentă. După cum vedeți, nici țipenie de om. Nu cred că are rost să încercăm să escaladăm, că n-avem cum. Poate or fi pe partea ilaltă, deși noi am trecut, că a mai fost un eveniment înainte de emisiunea noastră și am trecut prin partea stângă, după cum filmează Marius. În afară de o casă de cetățeni romi, n-am văzut nimic care să arate a fi un șantier păzit. Ideea este că, conform standardelor Inspectoratului de Stat în Construcții și legislației României, atunci când e vorba de un șantier, el trebuie împrejmuit, trebuie să existe și o pancardă de informare și, în mod normal, noi n-am avea voie să fim aici, pentru că locul trebuia să fie, după cum am spus, împrejmuit. Ca așa spune legea la noi. Da, nu se știe niciodată, trebuie să ne păstrăm optimismul și, Marius, vezi să nu cazi, trebuie să ne păstrăm optimismul și cine știe, poate, într-un viitor nu foarte îndepărtat, filmarea asta va rămâne doar așa ca o amintire neplăcută asupra unor investiții care, în mod normal, sunt foarte bune pentru municipiul Bacău și nu numai, dar care, din nefericire, iată, la acest stadiu sunt la momentul acesta și deocamdată nu se știe ce se va întâmpla, la fel cum nu se știe nici la stadion, după cum v-am mai spus. Eu ce să zic, fiind o persoană optimistă, sunt absolut convins că, mai ales după ce am văzut promisiunile primarului,
de la Conferința de Presă de la Insulă. Suntem convins că și aici, poate până la 31 decembrie acestui an, vor începe lucrările. Cine știe? Poate mergem și revitalizăm pe aia din Polonia care au câștigat licitație. A, n-ar fi o treabă interesantă? Mai găsim un paznic, ceva? Nu, nu găsim niciun paznic, oricum, cert este că s-a transformat într-un fel de groapă de gunoi ad hoc. Și iar ar trebui să atrag atenția autorităților ceea ce se petrece aici, pentru că nu-i normal totuși, suntem în municipiul Bacău, zic. Și ar fi o treabă să se uite și să vadă și să ecologizeze măcar zona, dacă nu s-o împrejmuiască conform legii. Dragilor, asta a fost emisiunea pe ziua de astăzi, o să ne revedem data viitoare cu alte subiecte foarte interesante și o să mai și râdem, pentru că e bine să privești totuși cu zâmbetul pe buze toate lucrurile astea care se petrec în jurul nostru, toate investițiile pe care le face primăria și nu numai, și să ne păstrăm optimismul. O să vedeți, o să fie bine, ca să nu ne fie rău. Sau cum ar spune președintele România, lucrului bine făcut, da? Lați în spate, de vedeți. A, uite, că dacă tot am zis la revedere, uite, am revenit, am găsit paznicul. L-ai văzut, Marius? Uite-l. Poți să... Dragilor, în exclusivitate pentru EuroTV, am găsit paznicul. Nu știu cum se numește, dar o să încercăm să stăm de vorbă cu el. Paznicul, vină încă o dată. Nu este un paznic tocmai prietenos, probabil a primit instrucțiuni să nu stea de vorbă cu intrușii. Cam slăbus totuși. Pentru banii care... Pentru banii pe care îi încasează, paznicul ar trebui să fie mai corpulent. Poftim? Ai aprobat de la primărie să vorbești cu el? Da, în mod normal, că am mai pățit așa cu Marius, vă spunem acum. Am mai pățit cu Marius, am mai filmat pentru firma Politică TV și la un moment dat filmam la stadionul municipal și s-a dat ordin să nu ne mai lase să filmăm pentru că e șantier în lucru și acolo e tot în lucru și șantierul ăla, ca și aici. Hai să mergem, dragilor, ne revedem săptămâna viitoare, cred, la ediția următoare a emisiunii La timpul prezent și să nu uitați că o să trecem în curând pe digital, da? Și o să fie mai interesant. La revedere!